Bună ziua tuturor! Vom continua astăzi cu lecțiile noastre pentru începători, pentru cei care doresc să modeleze 3D. Am ajuns la lecția Move It, să mutăm obiecte. Observăm că avem patru locații în care trebuie să aducem patru obiecte de forma unor cuburi. Revenim aici, pentru că în instrucțiuni nu ni s-a zis, dar trebuie să tragem aceste cutii și să le poziționăm direct în spațiul dorit. Observăm că nu le-am pus exact, așa că va trebui să ne ducem să vedem unde este problema. Ne rotim în jurul acestor obiecte, selectăm obiectul dorit și îl deplasăm ușor către dreapta, ținând mouse-ul stânga, butonul mouse-ului stânga apăsat. La fel și aici, o mică ajustare către dreapta. Perfect. Acesta cum este. Îl selectăm. Perfect. Și acesta e foarte bine poziționat. Ok. Revenim la next step. Și observăm că trebuie să înălțăm aceste cutii. Și avem niște instrucțiuni. Când selectăm cutia, avem un con deasupra care ne va ajuta să înălțăm această cutie. Ținem apăsat mouse-ul și îl îndreptăm în sus, până la înălțimea dorită, 30 de centimetri, 30 de milimetri. Asta înseamnă că dacă mă duc la fiecare, voi fi atent la cei 30 de milimetri și totul va fi perfect. Nu va trebui să mă uit să văd dacă este exact acolo unde trebuie, și mă uit la 30 să nu depășească. Și aici la fel, da? Trag de acest con, îl duc sus, îl selectez și țin apăsat butonul stâng al mouse-ului. Și ne-am oprit. Și le-am dus acolo unde am dorit. Și am completat lecția noastră de astăzi. Nu a fost foarte complicată. Aceea de poziționare pe anumite locuri, anumite destinații și apoi de înălțare. Trecem la următoarea lecție. Și ajungem la lecția Rotate It. Să rotim obiectele. Se salvează tot ce am lucrat, astfel că data următoare când vom intra, vom porni de acolo de unde am lucrat. Observăm că eu am completat de mult aceste lecții, acești pași și mă duce direct la final. Voi da reset. Și acum, avem trei cuburi, ele trebuie rotite în trei moduri diferite. De fiecare dată când selectăm un anumit cub, avem în jurul lui o multitudine de pătrățele, de săgeți care ne ajută să modificăm, să-l mutăm, să-l rotim. Da? Și observăm această
săgetuțe curbate ne arată faptul că putem să rotim în direcțiile indicate cubul respectiv. Și de acolo și vom face, ni se indică la 45 de grade, deci noi putem să tragem de ea cu mouse-ul, mouse-ul stâng, 45 de grade. Poc. Și opresc aici la 45 de grade. Bun, și observăm că acolo își dorea să ajungem la următorul. O să dăm înapoi, să vedem. Noi nu am făcut la fiecare în parte. Pe acesta e bine să-l vedem din postura de top. Să-l vedem de deasupra, îl selectăm. Și tot așa, de la această săgeată curbată, 45 de grade. Pot să mă uit la 45 de grade sau efectiv la forma cubului să se potrivească cu poziția unde trebuie să-l mutăm. Uite, e la minus 46, deci nu e în regulă. Minus 45. Acum este perfect. Și celălalt ar fi bine să-l văd din partea stângă sau partea dreaptă. Da? M-am pus în partea dreaptă. Acum, din păcate, n-am apăsat pe ce trebuie și s-a micșorat. Ca să revin, dau undo. Și acum iarăși mă voi duce pe săgeata respectivă și îl voi roti 45 de grade. Bun. Acum totul pare a fi în regulă. Să vedem